pentru a discuta un pic memoriul care a fost săptămâna trecută lansat de către Victor și Viorel Țopa și care a fost făcut public în toată mass media. Nu știu de ce și cum a fost dispusă anchetarea cazului de către CCCEC, însă în ceea ce privește faima judecătoriei Buiucani. Actualmente, de exemplu, se examinează la judecătoria Buiucani un dosar civil intentat la inițiativa clientului meu, Vlad Plahotniuc, împotriva lui Viorel și Victor Țopa. Încă anul trecut a fost pornit dosarul penal. Deja avem un an, însă dosarul nici nu a început să fie examinat în fond. De ce? Deoarece Victor și Viorel Țopa tărăgânează cum pot examinarea dosarului. Dacă era judecătorul controlat de către clientul meu, credeți că permitea el o asemenea tărăgânare a unui dosar? Vă asigur că nu. Dacă Victor și Viorel Țopa au probe și au ce spune în fața instanței de judecată, de ce ei nu vin în instanța de judecată? De ce tărăgânează dosarul? De ce nu se prezintă în fața instanței de judecată, să prezinte probele și instanța deja să se pronunță? Tot în memoriu se invocă atragerea arbitrară și ilegală la răspundere delictuală lui Mocanu. Hotărârea recentă, tot care a fost pronunțată la acțiunea clientului meu, Vladimir Plahotniuc. Apropo, și Mocanu, săptămâna trecută a vorbit despre examinarea cu viteză cosmică a acestui dosar. Este, iată, tot un coleg de-al meu care poate să vă spună. Este sau nu este viteză cosmică examinarea unui dosar civil timp de un an de zile, când în cadrul acestui dosar au fost interogați numai 5 martori. 4 martori într-o zi și un martor în altă zi. Mai mult, alte probe în instanță nu au fost prezentate. Oare este, putem vorbi despre o viteză cosmică? Ba din contră, noi putem vorbi despre viteza melcului de mișcare a justiției.